Doar că sunt puțini cei care vin, pentru că avem foarte multe fotografii. Vă invit să mai vedem câteva dintre ele pentru a parcurge așa Eu le-am ales și tu le alegi din nou. firul familiei. Hangan, Ileana și Ioana. Așa. Tu n-ai ochelari acum. Ba, văd fără ochelari. 22 de ani și 42 de ani. Da. Atunci eu eram venită în sat. Eu am uitat să spun, eu am cântat cântec de nuntă, dar nu am spus că astăzi, fiind o așa mare sărbătoare, Sfânta Paraschiva, o sărbătorim pe mama, care a împlinit 80 de ani pe data de 4 octombrie. Este deodată, dintr-o zi, nu deodată, dintr-o zi cu Matilda Pascal Cojocărița, la care îi spun la mulți ani, multă sănătate, noroc și multe realizări. Tot din luna asta, din 8 octombrie, a fost ziua domnișoarei profesor Neuc Constanța. Îi doresc multă sănătate, să aibă noroc, fericire. Mi-am mai scris eu aici, mă uit Câțiva. mai la O urmă. să dăm dedicații. Aici e corul, cred că în 1959, dacă nu mă înșel eu. Da, aici mama și tata, când erau ei la cor în 1959, Când eu și aveam nașela, 9 ani. când a murit socrul. Da, mai departe, aici mai avem un Acolo cor. și eu. Aia e prin 68, să zic așa. Prin 68-70, acolo și eu undeva, dar e poza prea mică. S-a apropiat, s-a văzut. Și pentru că vorbeam de cariera artistică, aici avem, cred că, câteva poze mai de la începuturi. Ioana Hangan cântând la nuntă. Da, am niște poze, cum am mai cântat eu pe sate. Aici sunt la Uța Galcu, la nuntă. Aici aveam 20 și vreo 8-9 de ani, așa. A fost o nuntă domnească, nu țărănească. Mai departe. Aici, de vreo 18 ani, cânt cu vărul meu Lică, care locuiește acum la Sibiu. Dica Beblea, Da, Vera, văr de al doilea, doilea. a doilea suntem. Acompaniată la acordeon. Cu Da. ce puteam și eu. Aici. Aici sunt la festivalul interjudețean. Aici am luat marele premiu Teodor Zavaidoc. Sunt cu domnul profesor Mihai Florea. El m-a prezentat atunci. În 1985, Da. Câmpul Lung Mușcel. Câmpul Mușcel, da. Da. La Lunca Telci, La... filmări Sergiu Vitalian Vaida. Da, în emisiunea Vine Clujul pe la noi. Nu știu dacă s-a dat pe post. Aici îs cu pânzăturii vechi de a mătușii mele din Buda, care mi le-a dat în ora ei Mărioara. Aici dăm și o găină în 1987. Atunci am venit în Bistrița și am mers la o nuntă pe câmpie la o colegă de-a mea de serviciu și dau găină aici. Împreună cu maestru Angel Urs, La Casa de Cultură. la Casa de Cultură, da, într-un E spectacol. ultimul meu spectacol. Eu de atunci n-am mai cântat pe scenă în Bistrița. N-ați mai vrut să mergeți? N-am mai simțit nevoia N-ați să mai mai... merg. Știi, V-ați retras o Da, perioadă. vine o vreme când nu mai simți. Poate vin alte probleme. Era și nepotul meu la mine, Sândel, și am zis, nu pot să las copilul și să mă duc. Deci a fost dragostea prea mare pentru el ca să-l ajut și să fiu tot timpul cu el. Și acum, dacă sunteți invitată prin spectacole, mai onorați sau mai puțin? Le Depinde. Nu selectați. m-ai întrebat, dar eu am mai fost în vara asta. Aici sunt la Școala Populară de Artă din București. La fiecare sfârșit de trimestru aveam spectacole. Mergem mai departe. Tu ai zis că nu am poze, eu ți le-am adus doar câteva din ele. 1980. Aici sunt în București, unde am locuit eu la mătușa mea,
stăteam într-o vilă, dar în spate, la mansardă, aveam locuința. O locuință care ar fi bună pentru orice student în ziua de azi. Foarte frumos. Tot podul era meu. N-aveam... Era și spartă. E spartă, numai acum, o demolat acolo. În 77. Aici am terminat liceul la Seral. Ultimul an l-am făcut la Bistrița, că la Prun s-a desfințat. Făceam naveta. S-a desfințat o perioadă liceul la Prun și apoi s-a reînfințat? Nu, s-a desfințat anul nostru, anul 5, că eram foarte puțin. Așa. Aici eram plină de vise, de visam. Și aici cine-i cu bicicleta? Aici Luca. La 15 ani. Luca. No, tot dumneavoastră. Tu ești. Da, aici m-am pregătit și m-am dus la sfințire, la fântânele. Așa aveam vreo 15 ani. 15 ani, da. Și când am venit, în capătul satului am căzut într-o grămadă de urzici. Atât am fost de obosită. Pare că mă aduc de aminte. De obosită. Și m-am și lovit și au zis, mama, vai de mine, nu ești normală. Că ai dus tu atâția kilometri până la fântânele și unde ai căzut? Ce ai pățit? Amintiri frumoase. Amintiri Iana Hangan, de copil. La 22 de ani, în fața bisericii greco-catolice. Da, dar uite, aici sunt cu suman, cu pieptar. Vreau să spun că nu așa am... Așa acum avem sumanile, dar până le mai luăm. Da... Avem la poze cu doi. Cu doi nemți. Nemți. O venit la preotul din sat. Și ați îmbrăcat ca pe bârgău. Păi o venit în vizită la noi și o vrut să-mi facă poză și eu zic, vreau să mă îmbrac țărancă. Și e, vai, ce frumoase sunt. Na, hai că zic, vă îmbrac și pe voi. Și ne-am făcut poze, dar e de mult de atunci. Aici cu doamna director, domnișoara director Tanța Neuc, ea era elevă pe da, în era perioadă. La liceu atunci. Încă o dată toate gândurile acolo, noastre bune. Da, îi doresc la mulți ani. Este un om o care luptă de pentru Valea Bârgăului. Dar nu spunem câți trandafiri. Cu câți, Măriuca. Câți ani am plinit. Aici sunt la liceu, la Prun, cu Măriuca Curian și cu prietenul ei de atunci, acum este soțul ei. Aici, la aici, biroul cooperativelor. E o poză de acum, mai recentă, cu prietenele mele de la Bistrița Bârgăului, două contabile, unde eu mă duc la o cafea. Mărioara. Mărioara Agățan, Feldrihan, și cealaltă mărioară de la Suseni. Eu le povestesc vești din oraș, ele de prin Bârgău. Cu o prietenă dragă, bănuiesc, din moment ce e aici. Sunt cu Cornelia Ardelean, la care îi doresc multă sănătate. Sănătate multă și din partea noastră. Și îmi doresc foarte mult să mă întâlnesc cu ea. Până acum am fost și eu mai ocupată. Era o căldură foarte mare aici. Am fost la o filmare cu Radu Potoran. La Muzeul Județean? La Muzeul Județean suntem când am făcut o filmare pentru Favorit cu Radu. Și aici o altă filmare de această dată pentru Edno, cu Olimpia Deneș. Da, dar ea nu știe de poza asta, i-am spus. O costă ca să dau poza. E așa de frumoasă ieșită acolo. Și i-am foarte spus, fain. I-am spus că o costă poza. Dar poate să poate copiii asta. Nu, o costă foarte mult. N-are atâția bani. N-are bani, nu i-o dăm. Aici, nepoții. Da. Aici l-am adus pe Sândel la Bistrița, era în vreo 4 ani, nu, 4, 10 ani avea, era în clasa 4-a și i-am arătat școala de muzică, unde vreau să-l aduc să învețe muzică. Și el a zis, dar ce numai muzică să faci aici? Zic, păi să și desenează. Ei, zice, eu la desen mă duc, lasă-mă cu muzica, că ești mea ta, nu-mi trebuie mie muzică. Și aici tot cu el sunteți în Cluj. Aici, peste ani de zile, m-am dus la el, student, am ieșit în oraș. Student fiind la unde? Cluj. La Cluj.